Thomas Carlyle este un cunoscut autor de carte american, despre care s-a spus că este omul care a cunoscut cele mai amare regrete. Haideți să ascultăm povestea. El s-a căsătorit cu secretara sa, Jane Welsh. Ea era extrem de inteligentă și atrăgătoare și a continuat să lucreze ca secretară a lui și după ce s-au căsătorit. La o vreme, după cununie, Jane s-a îmbolnăvit. Carlyle era extrem de devotat muncii sale. El nu a observat că soția lui are o sănătate șubredă. Era cufundat în munca sa și nu i-a acordat prea multă atenție. Însă ea avea cancer și în cele din urmă a fost țintuită la pat. Deși el o iubea cu adevărat, nu a avut prea mult timp pentru ea. După mai mulți ani care s-au scurs în felul acesta, Jane a murit. În ziua mormântării, vremea a fost una vigilioasă. Trupul lui Jane a fost dus la cimitir prin ploaie și vânt. Carlyle s-a întors mai târziu într-o casă care era, dintr-o dată, cutremurător de pustie. A urcat la etaj în camera lui Jane și s-a așezat pe scaunul de lângă patul ei. A observat jurnalul ei pe masa de lângă pat. L-a luat și a început să citească. Pe o pagină întreagă, Jane scrisese un singur rând, citez. Ieri a petrecut o oră cu mine și parcă simțeam că sunt în cer. Îl iubesc atât de mult. Am încheiat citatul. O realitate pe care el fusese orb să o vadă se descoperea acum cu o claritate copleșitoare. Fusese prea ocupat ca să observe ce mult însemna el pentru Jane. Și-a amintit de toate momentele în care a fost prea ocupat de munca sa și pur și simplu nu a observat-o pe Jane. Nu o văzuse suferind, nu-i văzuse dragostea. Thomas a întors o altă pagină din jurnalul lui Jane. Citi cuvintele care aveau să-i frângă inima și pe care nu avea să le uite niciodată. Citez. Am ascultat cu atenție toată ziua, sperând să-i aud pașii pe hol, dar acum este prea târziu și probabil că nu va mai veni acasă astăzi. Am încheiat citatul. Mai citi puțin din jurnal, după care l-a pus înapoi pe masă și a fugit afară din casă. Prietenii l-au găsit în cele din urmă la cimitir, îngenunchiat în țărână lângă mormântul ei. Ochii erau roșii de plâns. Lacrimile curgeau șuroaie pe obraz. O, dacă aș fi știut, dacă aș fi știut, striga el. După moartea lui Jane, Thomas Carlyle nu a mai scris decât foarte puțin. Istoricul spune despre el că a mai trăit 15 ani, însă acești ani a trăit trudit, plictisit și fiind aproape un singuratic. Vrei să trăiești o viață fără regrete? Iată câteva recomandări. În primul rând, nu investi în profesie mai mult decât în familie. Cariera, diplomele, banii, acumulările patrimoniale nu te vor ține de mână, nu-ți vor zâmbi, nu se vor așeza cu tine la o cafea sau la o discuție în tihnă. Oamenii de lângă tine sunt cea mai bună investiție. Râzi cu partenerul de viață, vorbește cu copiii tăi, fii prezent în viața celor dragi și nu vei regreta. În ultimile sale cuvinte, Steve Jobs părea foarte aspru cu el însuși. Așa cum a fost cu alții toată viața, povestește Lisa, fiica lui, în cartea Small Free. Citez. Nu am petrecut destul timp cu tine când erai mică. Aș fi vrut să avem mai mult timp. Acum este prea târziu. Îți datorez asta, i-a spus Steve Jobs, repetând obsesiv acest lucru. Îți datorez asta. Am încheiat citatul. Steve Jobs nu mai poate schimba nimic. Tu încă poți. În al doilea rând, ai curajul să ieși din rutină, din obișnuința care ți-a furat bucuria și pășește cu încredere într-un proiect nou, într-o etapă nouă din viață. Fă călătoria pe care ai visat-o, ai curajul să începi să faci ceea ce îți place. Bucuria este un indicator al vieții reușite. Cultivă mereu bucuria. În al treilea rând, nu mai trăi încercând să-i mulțumești pe cei de lângă tine. Mereu ai încercat
să-i mulțumești pe alții și uite că anii au trecut, iar cei de lângă tine sunt mai mult un juriu care îți acordă calificative. Biruie teama de a dezamăgi pe cei de lângă tine. Dacă simți că pășești pe cioburi de sticlă în relația cu alții, că nu poți fi niciodată tu însuți, atunci tu nu trăiești. Nu mai trăi ca o anexă a altora, ci fii tu, originalul, așa cum ești. Nu lăsa pe alții să-ți înnăbușe viața. Cine te iubește, te iubește așa cum ești tu. În ultimul rând, investește în tine însuți. Cel mai mare succes al vieții ești tu. Acordă timp sufletului tău, acordă timp minții tale, hrănește-te cu adevăr și devin o purtător de lumină sfântă. În fiecare zi lasă sufletul tău să stea de vorbă cu Dumnezeu, pentru că doar El te va ajuta să înțelegi cine ești cu adevărat și tot El te va ajuta să devii un om fără regrete. Dobândește o conștiință curată, străduiește-te să ai un suflet bun, milos, iar mintea ta să devină în fiecare zi mai înțeleaptă. Psalmul 126 cu versetul 5 spune, citez: cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Am încheiat citatul. Lacrimile vărsate nu sunt totuna cu cele semănate. Fă din lacrimile tale semințe plantate în ogorul milei lui Dumnezeu. Rodul lacrimilor tale să fii tu, adică un om după voia lui Dumnezeu. Adu-ți aminte că examenul vieții îl dai cu tine însuți. Nu uita, viața nu are buton de oprire. Nu poți schimba ce a fost, dar poți schimba ce va fi.